Înaltă-i cerul. Și înstelat. Hai să... Da, bravo. Facem noi să scăpăm de clișee? Vezi tu, că o să începem cu copilul de așa la IT-ului care... Nu mai vorbim despre asta. Nu mai, că m-am gândit că... Se știe toată lumea pe Sebastian. Dar nu știu cât îl cunoaște Ioan. Ioana? Da, păi da, le-am... Hai mă, vezi de treaba ta. Sau cât eu îl cunoaște. Sebastian și Ioana sunt prieteni. Văzut, drăguță, frumoasă. Nici nu ne pupăm, nu ne îmbrățișăm, dar ne iubim oricum. Așa, de la distanță. Nu ne-am mai văzut un secol. Yes, așa este. Am stat ascunsă. Mă întreabă lumea dacă te-ai mutat înapoi în România de tot. Pare, nu? Aha. M-am mutat pandemia provizoriu, dar mă întorc sâmbătă. Mai stau cât 4 zile. Oh, bine că te-am prins. Hai repede. Lansați piesă, veniți cu premiere cu de-asta de ne dați palpități. Și lansat deja, nu că lansăm, da, am lansat ieri piesa, da. Inima naivă și... Rezultate, nu știu, vorbesc de la sine, merge super bine până acum, suntem super entuziasmați și de feedback și de reacții și de număr de vizualizări, bineînțeles. Unde era să facă vieții copii lansarea, că, de fapt, lansarea, setup? Pe Marte, ca tot omul, știi cum e, când îți iei 4 zile de la patron un concediu, te duci până pe Marte, faci o piesă, te întorci. Da, nu, clipul a fost super ambițioasă, ideea de la început, ne-am gândit să creăm o poveste frumoasă și împreună cred că am reușit să construim asta și... Ideea clipului a fost să nu știu, zi tu, Ioana, de unde a pornit ideea? De la Marius Maga a pornit ideea. Marius e un om foarte creativ și... Ne-am gândit să facem ceva nemai văzut. Și astfel ne-am folosit setul ăsta de tehnologii de... Ireale, da, pe ireal.ro, unde am reușit să creăm tot clipul într-un platou. Deși acțiunea pare că are loc pe Marte, pare că are loc și pe Pământ, partea ei... Povestea clipului este cum despărțirea noastră s-a întâmplat mai de mult, iar acum ne reîntâlnim pe Marte. Mm-hmm. Și am reușit practic să facem tot acest mini film doar într-un platou, ceea ce mi se pare... a fost și super greu, a durat și a fost ceva timp, da. De luni de pregătire. A fost primul clip filmat în România. Da, am făcut premieră practic națională în domeniul ăsta, nu s-a mai filmat. Safteaua, adevărat. Dacă vrei să zicem așa, da, se poate, corect. Bă, și eu care am crezut că e pe bune și l-ați întâlnit și pe Smiley pe acolo. Nu l-am căutat, chiar glumea la început dacă îl căutam, dar nu, pare că n-a ajuns el, doar zicea că pleacă pe Marte, dar s-a răzgândit. S-a pot mori, nu știu. Nu, s-a oprit la Saturn, ce a zis, băi, lasă-mă. Voi am apus spre mama. Asta zic, da. Ioana, nu te-am mai văzut în secol. Ce ai făcut? Unde ne-ai fost? Am fost pe pandemie, am fost acasă la Botoșani. Am stat 2 luni. N-am mai stat așa mult timp acasă de când eram mică. Te cred. Și mi-a prins super bine. M-am pus și eu picioare, că eram slăbită tare. A fost o perioadă mai haosată în viața mea. Anul trecut, acum 2 ani, a fost mai complicat. Dar acum sunt bine, m-am pus pe picioare. Sunt în forță să... Fac lucruri noi, proiecte noi. Păi hai să ne apucăm de ele. Voi vă cunoașteți foarte bine unul pe celălalt, da? Stai să punem întâi întrebarea. Voi vă cunoașteți bine unul pe altul? Vreau să vedem, bănuiesc că aveți o modalitate de aflat. Avem un joculeț pentru voi, adică avem niște pliculețe, astea sunt cu niște situații din viața ipotetice din viața lui. Tu trebuie să ne spui dacă tu crezi că e adevărată sau nu. Situația asta, adevărat sau fals? Pentru tine, pentru Ioana, are pliculețele roșii. Tu ai pliculețele albe. Pentru tine o să citesc eu, pentru Ioana o să citească colega, da? Ioana, încep eu. Păi dacă tu citești... Eu citesc Ioanei. Ah. Și tu îi citești lui. Eu am înțeles invers. Eu am înțeles că eu citesc Ioanei. Nu. Eu îi citesc Ioanei. Fă ce vrei și... Și tu, Ioana, îmi spui dacă crezi tu că e adevărată situația sau nu. De Sebastian. Și-a luat permisul de conducere fără să fi condus vreodată în viața lui, adevărat sau fals? Adevărat, fals, nu știu, adevărat, păi nu, adevărat. Am auzit că e posibil. Gen, știu deci, oameni care își fac de-astea, fake, gen, pe la mexicani. Nu e fake, e pe bune, chiar. Sebastian și-a luat permisul de conducere fără să fi condus vreodată în viața lui? Fals. Adevărat sau ce fals? Trebuie să zic, dacă e adevărat sau fals? Păi mai greșit, nu, e adevărat. E adevărat, n-a condus niciodată în viața lui. S-a dus, a dat examen și praf a luat... Bine, deci inițial am zis adevărat. Vezi ce înseamnă să n-ai încredere în tine? Că erai... Deci acum, tu îi citești lui Sebastian ceva din viața Ioanei. Fii atent.
I-am păcărit pe colegii mei de la mănăstire, că am primit cadouri și împreună cu o fată m-am pachetat ce am găsit prin pod, o șosetă, un bocanc, gunoi, spre a le oferi și lor cadouri surpriză. E adevărat sau fals? Acum râde... Sincer, e prea elaborată poveste să nu fie. La cum râde? Nu, eu zic că e adevărată. Și eu cred. Da, e adevărat. Era prea elaborată, prea multe detalii ca să... Era în apropierea Sfântului Nicolae și eu eram acolo la mănăstire cu mai mulți copilași, colegii mei. Și băieți și fete. Și i-am păcălit că am primit cadouri și am împachetat. Ce ați prins? De-aia, ambalaj de ăla mișto de cadou, știi? Și am păcălit să fi văzut expresiile lor. Erau așa fericiți și când desfăceau aveau o șoseată, un bocanc. Da. Nu-ți spun că aici scrie o șoseată și mi-am dat seama că este... Da, păi eu am spus, cred că am spus un pic altfel. Eram sigură că e adevărat pentru că este scris șoseată. Așa cum zice ea. Da, nici m-am luat după asta. Mi s-a părut super elaborat și am zis că e n-are super creativă și a venit cu Ioana, scenariul ăsta. Sebastian spune așa: în copilărie era să mor colindând cu verii mei în Botoșani. Adevărat, cred. Crezi? Da, chiar cred. Eu nu cred că a ajuns prin Botoșani, adevărat sau fals? Nu crezi că am ajuns prin Botoșani? Cu Colindu nu. Știi cum am născut în Botoșani? Amândoi ne-am născut în Botoșani. Și ai fost cu Colindu? Era să mori? Normal că am mers, da, și e adevărat. Chiar era încă, am amintirea în cap foarte, foarte clar când mergeam cu Veri și cu frații mei și știu că a căzut un țurțure de la super mare, de undeva de sus, super ascuțit, așa la un metru în fața mea și am zis că acolo era să-mi fie sfârșitul. Da, sperească Dumnezeu că am și o glumă proastă cu asta, da, cu țurțurii, da, da. Să mergem, țurțure. Când eram la mănăstire, mi-am spart capul de două ori. La mănăstire, bă, mergeți des. Ce vrei, mă, e de-a mea. Când eram la mănăstire, mi-am spart capul de două ori. Eu zic că e adevărat. O văd în stare și să, eu. Să-și spargă capul. Nu mi-am spart în viața mea nici capul, nu mi-am rupt mâna, n-am pățit nimic de genul ăsta. Nici țurțure? Nici țurțure. Pe unde a trecut ea, pe Butușa, nu erau țurțuri. Și atenție. Butușa era țurțure. La pe unde trecea ea, nu. Pe unde trecea ea? Sebastian, a spus așa Ioana: în viața mea am jucat basket cu Justin Bieber și fratele lui mai mic. Adevărat sau fals? Cred că e adevărat, e posibil. Nu, fals, fals. Adevărat sau fals? E adevărat. A, e adevărat. Adevărat, mă, jucam, mă. Le da, dădea acum câteva coși. Luni a fost super, super cum eram e, mă, Justin Bieber ăsta, mă, nene, mă? Eram la un prieten acasă care stă pe lângă casa lui, are studioul și când am ieșit era în capătul străzii, avea un coș de basket în care juca cu fratele lui și am aruncat două, trei mingi împreună, am stat la... Și ne-ai zis, Justine, bă, să dea și fratele tău. Tac. Bun. Așa, când eram mică, am rămas încuiată și uitată într-o, bravo, biserică. Dar toate sunt pe o temă aici, văd. Dau gea. Eu când v-am spus... La una n-am zis eu de mănăstire sau nu știu. Una, mă rog, e miciună. Una e miciună. Bun, deci o mănăstire pică. Aia cu spar capul. Aia e miciună. Când eram mică, am rămas încuiată și uitată într-o biserică. Da, ce zici? E foarte posibil. Zic că da, e adevărat. Da, este adevărat. Și vă și povestesc. Deci am fost într-o seară la slujbă, la mănăstire. Și era întuneric, erau mulți oameni. Eu m-am pus să dorm, că eram foarte postenită. Vrei să în timpul slujbei. De atunci n-am mai dormit niciodată la slujbă. Cred. M-am pus într-un colț și am dormit până s-a închis biserica, gen, și m-am trezit acolo singură, am început să țip, să dau cu picioarele, nu știu, chestii de astea, până a venit cineva și m-a scos de acolo și de atunci n-am mai dormit. E bine să mergi însoțită la mănăstire, părerea mea. Da, e bine. Păi am fost cu părinții, doar că, nu, am fost cu taică-mi și cu surorile mele, doar că au crezut că am rămas la niște prieteni la care rămâneam des să mă tas spre duminică, că duminica mergeam împreună la mănăstire dimineața. Și mergeam și seara și... Da. A trebuit să vorbim mai des despre asta. Ok. Mai aveam inima... o fată, unde o fi? În mănăstire. Inima naivă se numește piesa, spuneai, Sebi. Păi îți dai seama, da, inima naivă. Dacă intrați pe YouTube și căutați Inima Naivă, o găsiți acolo sus. Ascultați și așteptăm feedback-ul vostru. Păi să o ascultăm și noi aici. Păi da, până că... Haide, să de da, că ne-am adunat, nu de fapt. Suntem atât mulțumim de mari pentru joc. Încât mulțumim ne căutăm și pe YouTube. Noi ne cunoaștem sau nu, care e corect? Da, vă cunoașteți, vă cunoașteți. Hai să cântăm, scena este a voastră. Piesa este tot a voastră, că asta e dacă v-a făcut vouă piesa. Când te-o chema Ellen DeGeneres, mămică, să-i zici că... O să aluzi. Love her too.